Credeam că nu mai ajunge autobusul ăsta. Adică? E, dar până ai văzut că... Hai, Valeric, și parcă prima dată mergi cu autobusul. Dar nu, dar mirosea catlete acolo. Totuși la greu la mamta când ducem totdeauna. Auzi? Probleme cu asta. Mă duc eu să... Mă duc să chem un taxi. Ia, cheamă-l pe ăsta de aici. Nu, ei da, mă duc încolo după gard, la pod. Că și ești mai ieftin și... Păi să nu ieșim pe jos acasă, Valeric. Să ne plimbăm, să ne cunoaștem. Ei da, nu, jos e departe totuși. Nu știu, vrei așa e. Oi, Valeric, Valeric, mă gândesc eu altceva. Știi mult așa la tine? Și așa cum ești tu, totuși ar trebui o mașină. Dar nu poți tu, tu înțelegi, așa gătit, stilat, în palton. Uite, am și-am un autobuz, paltonul ăsta cu zbuță ne rajele, tu măi. De? Da, dar e altceva, Valeric, tu ești cap familie, înțelegi? Adică trebuie să avem grijă de tine. Eu des mă gândesc cum tu, plouă, ninge, vânt, dar tu stai fără mașină. Bun, noi pe noastră am vândut-o, eu știu că era cu probleme, era stricată. Dar nu se mai poate așa, Valeric, înțelegi? Nu? Și eu trebuie să am grijă de tine, lasă eu de-amă. Lasă, eu mai merg și cu autocarul, mai merg la trolebus, nu-i mare problemă. De ca tu, tu e ca așa frumos la mine, nu, tu nu poți să mergi pe jos, tu înțelegi, Valeric? Te eu de... știi cum, da? Da, hai, du-te. Hai că eu mă duc să caut taxiul și amuși, vorbim. Aha, hai. Alo? Da, mam. Da, gata, am ajuns, stăt bine. Da, nu s-o scad, tot normal, da, cum acolo voi? Tare bine și în autocar, Valeric, știi că lui îi place, da, îi place. Aha, azi venim, dar ce să facem? Auzi, azi venim mai des, azi cumpără mașină, că așa m-am gândit eu, ca să fii mai bine. Azi vii și tu mai des. Apropo, fă-ți bagajul, eu m-am gândit așa. Ai să vii la sfârșit săptămână, nu mai vii cu metru, cumpărăm noi mașină mai mică și venim și te luăm. Hai să te mai mult la noi, să mai stăm. Hai că ne așteaptă taxiul acolo, ne așteaptă, îmi mergem. Hai, bun, da, nu borcanele și nici oli nu s-o scat. Oi, transmite salutări, da. Complimente, hai, mă mic, hai, ne auzăm de acasă. Valeric, BMW, F10, așa cum îți place ție, 218 cai. 2.5 motorul, din 2016. A? Nu? Nu? Mercedes? Golf? Asta nu știu ce-i, dar poate de asta? Nu, tu nu mă înțelegi un lucru. Mașina greu scaută, nu trebuie să sunt conexiune, și că e vreo 2-3 săptămâni, dar poate chiar 4, poate chiar o lună, dar poate jumătate de an. Noi n-ați găsit mașină chiar așa, eu înțeleg că aici sunt multe, dar... Și Valeric, nu glumi, hai să căutăm. Am înțeles? Nu, tu înțelegi mașină, eu vreau o mașină ca să o cumpărăm, dar eu să mă duc în credere, ca la soacră mea spiții, să o ia ca la lucru, dar în călătorii, dar pe tine să te duc, înțelegi, eu pentru asta ca... Hai, Valeric, haidem. Păi duci tu la soacră, soacră a venit la tine. Haidem. Și e la noi? Da, cu cum a venit la noi? Hai, Valeric. Păi stai la noi, leacă. O săptămână, două, dar poate jumătate de an. Dar ce așa, Rico? Tu spui că greu să cumpăr o mașină. Dacă o cumpărăm azi, nu știu, mâine, poi mâine. Dar la autobus eu nu las. Haidem, hai, Valeric. Băi, tu mă scuzați, poate e și el la 10.